sex plătit, în preparații unui salon de masaj, sechestrare de persoană, nu în ultimul rând, crimă, urmată de incendierea cadavrului. Sunt ingredientele uneia dintre cele mai ticăloase fapte comise în Bucureștiul anului 2020. Tânăra de 32 de ani, care și-a găsit sfârșitul cumplit la liziera unei păduri din localitatea Ghimpați, își va găsi tihna pe lumea cealaltă, doar atunci când bestia care i-a curmat viața va fi arestată și aruncată în dărătul gratiilor. Bună seara, om bun, oriunde te-ai aflat. Suntem Emil Simionescu și spun bine ai venit la o nouă ediție a emisiunii Psihologia Crimei. V-ați obișnuit deja cu prezența în studio a distinsului profesor, psiholog criminalist, doctor în tot ceea ce înseamnă psihologia de tip criminal, Tudorel Butăi. Bine ai venit, excelență! Om bun, vorbim despre două cazuri cutremurătoare, șocante. Primul dintre ele s-a întâmplat în urmă cu ceva zile, 10 zile, pe teritoriul României, lângă, între localitățile Ghimpați și Valea Plovilor, dacă nu mă înșel, în Giurgiu oricum, pe câmp, așa cum ați văzut din documentarul video pe care vi l-am prezentat, a fost descoperit cadavrul unei tinere de 32 de ani, incendiat. Cadavrul se afla într-o valiză. Domnule profesor, cu ce fel de caz ne confruntăm și ce înseamnă acest tip de omor deosebit de grav? Pentru că s-a ajuns la concluzia că acea tânără a fost ucisă și apoi incendiată. Când mă refeream eu în repetate rânduri la schimbarea codului penal și la codul de procedură penală, doream să racordăm legea cu realitățile vieții. În infracțiunea asta de omor trebuie neapărat introdusă infracțiunea de omor atroce. Atroce. Aceasta ar fi însemnând ca fapta, fie prin modul de operare al făptuitorului, prin finalizare, prin, iată cum avem aici detalii de acestea nenorocite, să creeze în societate groază, frică, spaimă pentru o anume categorie de cetățeni, cum ar fi, de exemplu, aceste fete care lucrează în stabilimentele acestea de masaj, în video chat și așa mai departe. Zona de risc fiind extrem de pregnantă, iar ele interiorizând spaima aceasta. Păi ce vrei mai mult decât să fii omorâtă prin lovituri care au suprimat viața, apoi să fii împachetată, încoletată și apoi dusă la margine de câmp și arsă. Asta e crima atroce. Există în codul penal și omorul săvârșit prin cruzimi. Parcă i-aș da o tentă de separare în ceea ce se numește crima atroce sau omorul comis prin cruzimi, crimă atroce. Și care sigur că da să fie individualizată cu pedepse mari. Legea actuală indicând pedeapsa pe viață și de asemenea sugerez, domnule Emil, ca să fie totuși, domnule, pedeapsă pe viață. În America, dacă ți-ai luat 99 de ani... Faci 99 de ani. Viață să ai. 99 de ani. La noi pedeapsa pe închisoare pe viață înseamnă 20 de ani de închisoare. Înseamnă 20 de ani. Dacă ai fost cu minte la Draganelli, cum spui domnule. Dacă te-ai comportat frumos pe acolo, ai mai jucat roluri prin vreo serbare, te-ai jucat cu plastelina... Ai mai scris o carte. Ai mai scris o carte, zice legiuitorul, că poate să fie liberat condiționat pentru că a dat dovezi de îndreptare. Băi, oameni buni. Oameni buni, nu vă apucă mă râsul, că de fapt ar trebui să plângeți. A dat dovezi de îndreptare unde? În pușcărie. Păi în pușcărie nu prea are loc să întoarcă, să ne facă proba dovezilor lui de neîndreptare.
Și atunci se încadrează în program. Mie îmi spuneți, îi cunosc pe băieți, vicleni, perverși, duplicitari, prostesc, garbini. Numai ăla cu mușchii ca oțelul, e mielușelul. Mielușel. Numai că, dând el dovezi de îndreptare în sensul ecuației pe care îi oferă penitenciarul, cum a apucat în libertate, nu mai este înăuntru. Că înăuntru e înăuntru și afară e afară. Dovezile lui de îndreptare dinăuntru se risipesc, domnule Emil, ca boarea de vânt. Afară întâlnește anturajul. Ce faci cu metre? Ieși, trăiască familia ta, hai să bem. Ce faci cu metre? Din ce ne îndestulăm? Știu un pont la un avocat, la un miliardar. Hai să facem noastre novele, da? Sigur că da. Ceea ce în pușcărie nu are. Deci dovezile de îndreptare din pușcărie sunt niște falsete care nu vor putea să țină în raport cu provocările infractorului de carieră care are meseria lui și treaba lui. Deci ne aflăm în fața unei crime, omor comis prin cruzimi, crimă atroce, în care lucrurile nu sunt deloc confortabile la ora când facem noi această analiză de caz. Un pas uriaș s-a făcut. Acest lucru a fost remarcat și de către colegii dumneavoastră din presă, oameni inteligenți la diverse posturi de televiziune. Toți au cerut și s-au îndreptat cu variante, cu ipoteze frumoase, conturate, către necesitatea identificării fetei. E bine, astăzi fata este identificată. Se știe cine este, ce inserție socială are și de aici putem rostogoli lucruri. Mai dați o secundă, și în ceea ce privește identificarea ei, au existat la un moment dat câteva semne de întrebare. În condițiile în care cadavrul era carbonizat în proporție de peste 90%, cel puțin așa au stabilit anchetatorii și așa scrie în raportul legal. Cum a fost posibil să fie identificată în atare situație? În atare situație s-au încercat mai multe ipoteze, după câte știți. Fiind combustionat cadavrul, tot timpul criminaliștii și antropologii se îndreaptă către formula odontostomatologică a danturii pe care o realizează medici antropologi cu exactitate, sigur, în măsura în care le rămâne și lor materialul. Aici, un distins om de presă pe care îl apreciez foarte mult, un ziarist abil, îndrăzneț, inteligent, domnul Luis Lazarus, ne-a pus în fața existenței unei fete care, întâmplător, avea aceleași vicii de implantare și de așezare a dinților pe maxilarul superior. Nu este o chestiune care să ne surprindă, pentru că pot exista astfel de întâmplări. Formula odontostomatologică realizată de medici, sigur că ar fi găsit diferențele care le-ar fi exclus. Dar a fost una dintre pistele încurajatoare care a și dinamizat urmărirea penală mai târziu. Norocul nostru este că, potrivit surselor din anchetă, femeia a fost identificată după o amprentă papilară. Aceasta ar fi fost amprentată inițial în Spania, unde ar fi comis un furt. Amprenta a rămas în sistemul Europol, ei cei de la Europol au trimis o comunicare la solicitarea autorităților române pentru identificarea tinerei. Ce se întâmplă? E identificată. Foarte mulți dintre criminaliști, profesioniști și pe bună dreptate au emis ipoteza. Știm victima? Vom ști anturajul victimei, ce legături a avut, cu cine, în ce împrejurări și vom vedea cui folosește acest omor, cine este interesat ca atare. Și toată lumea și-a manifestat speranța că cercul se va închide la un grup de suspecți, între care va fi și făptuitor. Așteptăm și astăzi această chestiune, am dorit cât mai repede să se întâmple, deoarece suspectul principal din informațiile noastre este exclus. A avut un suspect principal care este exclus. Domnul Șmirescu, speța asta se va rezolva în măsura în care ne vom așeza cu foarte multă maturitate și profesionalism asupra realității care este acest masaj
cu finalizare erotică. Da, să spunem și ce s-a întâmplat. Femeia era dispărută de vreo 6 luni. A lucrat în diverse locuri, printre care ultimul loc de muncă l-a avut la acest masaj erotic de care vorbiți. Om bun, un masaj erotic, o să ne spună proful imediat, care i-a dus aducător de belele. Foarte multe, nu? Este acest salon de masaj erotic cu finalizare cunoscut în lumea băieților. Băieții n-au vis-a-vis de asta niciun fel de secret, dar să tragem puțin perdeaua și să le spunem telespectatorilor noștri că din salonul ăsta de masaj erotic, odată capturată fiind, nu mai pleci ușor. Deoarece trebuie să prestezi, trebuie să fii permanent la muncă. În egală măsură, atât patronii stabilimentelor cât și ei știu că în relațiile acestea, care sunt de o mare intimitate, se pot realiza legături private, particulare. Fata să schimbe telefonul cu clientul, apoi clientul să o sune pentru a o întâlni într-o prestație a lor privată. Această chestiune nu se admite. La revedere și pa! Fetele acestea își pierd libertatea, libertatea de mișcare, sunt sechestrate și atunci când ar crede că se pot mișca independent, este experiența mai ales a saloanelor din Europa, primesc bătaie, lovituri cumplite, violențe, suferințe fizice și psihice, sunt tunse, li se sechestrează documentele private, pașapoarte, cărți de identitate, etc., și rămân la prestare. Devin simple obiecte sexuale. Perfectă conotația, sigur că da. Iată pentru că aceste masaje erotice, o să spunem, mare parte din ele, proporție covârșitoare, mare parte sunt de fapt paravane în dreptul cărora se petrec acte de prostituție, de proxenetism, nu? Perfect. Mă înșel? Nu vă înșelați deloc, sunt niște bordeluri clandestine vis-a-vis de care unii patroni își iau niște măsuri de precauție ca să ne prostească așa. Deci, fata a semnat un document prin care se angajează să nu presteze relații sexuale. Păi dacă ar fi așa, ați murit de foame, mă. Ați murit de foame. Deci, ei se îmbracă foarte mult cu hârtii în ceea ce privește masajul ca tehnică. Este tehnică kinetoterapeutică, mă. Nu oricine poate să-ți umble pe grupurile musculare care apasă vene, artere, pe sechelele post-traumatice pe care le ai și te duci la masaj de kinetoterapie. Au terminat astea vreo facultate de kinetoterapie. Asta vreau să spun, pentru asta trebuie școală până la urmă. Trebuie niște cursuri speciale. Ăștia rostogolesc niște cursuri de 2-3 săptămâni pentru a putea să justifice aparența. O, doamne, fata mea a făcut cursul de masaj. O scălâmbăială. Fata mea, iată, a iscălit că nu va presta, nu are relații sexuale în timpul acestei chestiuni. Bine, așa sunt lucrurile, de ce fata ta, mă, de jumătate de an n-a dat niciun fel de semn de viață? De ce, fiind sunată la telefon, fiind rugată să se întoarcă de aparținător? Având și un băiețel? Având și un băiețel la școală, de ce nu a dat niciun semn de viață? Pentru că a fost sechestrată, constrânsă, umilită în aceste stabilimente de plăcere. Acum avem o discuție, o interceptare telefonică. Felicit polițiștii pentru treaba asta. Știu ei, nu mai detaliem noi pe aici. Au identificat ceea ce trebuia identificat. O aparținătoare, o mătușă sau nu știu, ceva de genul ăsta, o agață la telefon și o întreabă ce face, ce faci, unde ești. De o jumătate de an n-ai mai dat niciun semn de viață. Un bărbat din fundal care se aude o învață ce să spună. Sunt în regulă, am luat servici, m-am măritat. Cu alte cuvinte, îi proiectează o situație benefică, liniștitoare. Femeia, instinctul de mamă, o să vin să iau copilul, atenție, vin să iau copilul să-l înscriu la școală și așa mai departe. Ei, se pare că pe aici a fost povestea. Când conflictul între dorința ei de a se duce să-și ia copilul, asta însemnând să plece din stabiliment o săptămână, două, cât ești cu înscrisul ăsta la școală, și dorința celui care pe mine ăla mă interesează,
Cine a fost cel care s-a suprapus în discuția telefonică? Deci vocea din fundal. Vocea din fundal, care o învață, o manevrează ce să zică. Păi să nu fi zis așa, să vezi ce bătaie își lua. Cam aici suntem noi cu situația conflictuală. Deci, ce propun eu? Ne ascultă oameni, ne ascultă telespectatorii noștri, ne ascultă oameni din magistratură, din parchete, justiție. Potriviți-vă ceasurile. Nu, încă nu vă potriviți ceasurile. Lucrați aceste stabilimente. Am zis lucrați. Nu mai e nevoie să detaliez, da? În momentul în care veți avea... Când spuneți lucrați, vă referiți la, le ia la puricat? Să le verifice? Asta este în partea finală. Lucrați, adică acumulați probe. Știți foarte bine cum se acumulează probele. Simplu ca bonjour să acumulezi probe, da? Folosiți-vă de persoanele de sprijin, de lumea pe care o aveți și probați activitatea aceasta, da? Pentru ce te-ai dus Gică acolo? Păi m-am dus așa, că nu mă prea simțeam bine. Și am finalizat. Păi nu scria, mă, acolo că nu se finalizează sexual nimic. Deci se pot face înregistrări, monitorizări, se pot face filmări. Astăzi este o treabă atât de simplă să filmezi absolut tot ce se întâmplă acolo. Și sub autoritate judecătorească, deci domnule Emil, sub autoritate judecătorească, în frunte cu procurori inteligenți, tineri, curajoși, pe care eu îi știu, am avut studenți pe parte din ei, potriviți-vă ceasurile. Și la ora 6 dimineața cădeți în toată România, dacă nu chiar în toată Europa, prin cooperarea cu polițiile respective, pe aceste stabilimente. Și făceți-le praf. Câtă vreme aveți probe, începeți interogatoriile încrucișate, începeți interogatoriile detaliate, începeți perchezițiile și puneți-i în cap. Pentru că sunt bordeluri clandestine. Evident, nu toate, nu le-am făcut eu pedigriu la ele, ori mai fi și altele, dar eu știu următoarele. Acolo nu intri fără parolă. Alo? Fără parolă nu intri. Fără să știe codul de intrare, n-ai cum. Fără recomandare, n-ai cum. Și multe, multe alte lucruri care vorbesc de o mafie a pedofiliei, prostituției, pornografiei și tuturor acestor chestii care se vârt în jurul sexului. Deci ieșiți din legendă, tulburațiile somnul și la huța-huța. La huța-huța, Părahova. Iar la fel cu pedepse mari, pentru că sunt în stabilimentele astea, apropo, o minore. Cunoscând aceste lucruri, și eu nu mă îndoiesc că poliția poate să facă deratizare, puneți-vă pe treabă. Pentru că asta dorim noi, cetățenii. Adică să-și potrivească ceasurile. Potriviți-vă ceasurile, că așa se face, apropo, cum făceam noi. Ce... Dom'le, noi, într-o situație ca asta, noi... Miliția asta nenorocită, comunistă, înfierată de unii... Miliția aia care își făcea treaba așa cum trebuie. Noi nu le mai dădeam ăstora nici o clipă să pună geană pe geană sau să doarmă. Percheziție dimineața, percheziție noaptea, percheziție... Și atunci, pentru a scăpa din acest corset profesional care îi presa, venea cel care trebuie. Da, domne, vă trebuie criminalul? Ăsta e! Lăsați-ne dreacu' în pace. Domnule, să-l de ce nu se face chestia asta și acum? Nu e problema mea, direct în moțul de la Bască, mă doare pe mine, dacă okay, acest sunt convins că face... nu e treaba domniei voastre, avem dar ca idee. Avem structuri care conduc parchetele, instanțele, ministerele, internele... De ce nu tămărâm ca oameni ai legii peste acești nemernici, acești nenorociți? Așa s-a întâmplat peste tot în lume. Deci la noi se repetă un film jucat. Așa s-a întâmplat în state, așa s-a întâmplat împotriva prohibiției alcoolului, așa s-a întâmplat împotriva prostituției și așa mai departe, cu elemente de forță, nu arbitrară, nu, cu argumente justificative și probe care se fac foarte lejer pentru ăștia. Ăștia sunt niște papagali, da? Îi faci în 3 zile, la revedere, pa. Păi n-ai persoană de sprijin, informator, lumea care lucrează și colcă e acolo, care îți spune ce se întâmplă, cum se întâmplă, care îți dă codurile, îți dă parolele, îți dă toate astea și ai făcut praf. Doar potriviți-vă ceasurile, procurori tineri, entuziaști în fruntea acestor călcări și
supraveghere judecătorească pentru ca starea de legalitate să nu fie încălcată. Vorbeați puțin mai devreme despre parole care ar trebui rostite, cunoscute, bineînțeles, și rostite atunci când intri într-un astfel de stabiliment și vrei să obții ceva. Domnule, aici se exploatează o realitate la rândul ei hârșită în lupta trecută cu poliția. Multe, sigur că da. Sigur, în lupta cu poliția, au ce le-a dat prin minte. În acest stabiliment nu se prestează relații sexuale. În acest stabiliment există protecție medicală. În acest stabiliment lucrează numai kinetoterapeuți pregătiți și așa mai departe. Asta este aparența. Și dacă ești un polițist corupt, vii, ai luat act de aparență. Uite-mă ce zice asta aici. Ai luat act de aparență, domnul polițist coruptus, știi la ce mă refer, tot în regulă, ai avizat că ai făcut controlul, bună ziua, la revedere. Dacă nu, cumva, ai chef să fii inspirat și tu de o ședință de masaj din acesta cu finalizare. Pentru că se încurcă povestea. În momentul în care se realizează o astfel de descindere, domnul Simionescu, lumea va da păgoarnă, adică va da informații, cine mai vine pe acolo, cine patronează, cine are pasiune erotice. Și s-ar putea să avem surpriză, să constăm? Păi nu avem nicio surpriză că plăcerea aceasta hedonică, erotică, domnul Simionescu, nu scuză pe nimeni. Poți să fii magistrat, poți să fii polițist, poți să fii patron, om politic și așa mai departe. Da. Plăcerea hedonică de tip sexual, erotizată patologic în mintea unora, nu are stabilă. Tot se duc acolo. Și sigur că există o rezervă, de-aia am spus, ofițeri de poliție tineri curajoși, procurori tineri curajoși, care vor să-și demonstreze clasa de profesioniști. Nu cu oricine cocliți până tâlhării, până nenorociri și ticăloșii poți să faci treburile astea, dar mă opresc aici. Da. Ok. Câteva cuvinte despre parola de care vorbeați. E bine, cu un an jumătate în urmă, eram pe vremea aceea la evenimentul zilei, am realizat un reportaj despre videochat. Și întâmplarea face că dau peste un individ, om bun, tartor, dacă vreți, pe tot ceea ce înseamnă segmentul video chat pe toată țara. Omul învăța, instruia pe tinerii care doreau să devină patron de video chat cum pot să facă milioane și milioane de euro relativ ușor. Și omul mărturisește la un moment dat, evident că nu dau nume, domn profesor, făcuse parte sau fusese, dacă vreți, patronul unui astfel de stabiliment pe vremea, susținea el și, mă rog, n-avea motive la vremea respectivă să nu-i dau dreptate, pe vremea când acel masaj erotic însemna chiar masaj erotic, nimic altceva. Deci o ședință de masaj de pe urma căreia te simțeai bine fără să ai relații sexuale cu cea care îți făcea acest masaj. Dar ai pomenit așa ceva, că e frumos, lasă-mă să ies. Eu nu m-am dus niciodată, domn profesor. Nu, dar lasă-mă să ies din uimire, că sunt psiholog. Okay. Adică îți explorează corpul, ajunge în zonele psihotactile, se creează plăcerea, erecția și pleci de nebun de acolo, nefinalizat. Ce dracu, râde lumea de noi când okay. ascultă la okay. televizor. Hai să spunem că eram puțin mai credul sau voiam să scot un interviu. Practic, ai altceva. Da? Okay. Omul mărturisește că pe vremea când presis această zonă a masajului erotic, tocmai pentru că riscul de a intra sub incidența legii și de a obține o pereche de cătușe era foarte mare, repet, habar n-am dacă era și el patron de bordel mascat, dar omul mărturisește că cel care intenționa să aibă și relații sexuale în momentul în care ajungea în stabilimentul respectiv, era suficient să spună, pe lângă să-și exprimarea dorinței clare, vreau masaj erotic, să spună că vrea și șampanie. Și atunci știau și cel care cerea și cel care oferea, știau și cea care urma să efectueze masajul, știau foarte bine fiecare ce are. Sigur că da. Deci șampania aceea însemna, era una, probabil sunt multe parole, una din parolele și sub autoritate judecătorească care ți admite înregistrarea telefonului, știa și poliția că are un client care merge să servească șampanie, că nu mai găsise decât la masajul erotic. Da, deci, în altă domnule, parte nu se mai eu vă spun așa, ca un modest profesionist. Asta e apă de ploaie, domnule.
pentru echipă cum am fost noi la capitală. Asta era o poveste, să zic așa, până în 7 zile. Adică l-am avut cu totul și cu identificarea făptuitorului, și așa, că n-a venit din lună. Deci făptuitorul n-a venit din lună aici. Făptuitorul e de acolo dintre ei. În momentul în care ai spart, s-a vărsat. De fapt, chiar se vehiculează ideea că ar fi vorba, să vorbim și despre asta, ar fi vorba despre un timp care chiar face parte din anturajul acesta al salonului. Deocamdată se identifice pe ăsta care a vorbit din spatele ei. Vedeți, trebuie să mergem pe legătură, nu să plecăm aiurea prin corcoduși. Deci am o discuție, am oameni în carne și oase care au ascultat-o pe ea după atâtea luni de absență, că va spune că va veni după copil și că cineva o învăța, spune că ești în regulă, că muncești, că te-ai căsătorit și așa mai departe. Prosteală. Da. Să-l identificăm pe ăsta și așa mai departe din unul în altul. Haideți să ajungem. Acum stați puțin, că lumea e surprinsă de chestia asta cu geamanta. Și avem un exemplu similar, dar nu identic, pe teritoriul țării vecine, pe la Bulgaria. Prin Bulgaria, da. Ajungem și la acest subiect. Dragă Emil, ideea este în felul următor. După ce ucizi, trebuie să scapi de cadavru. Păi ce fac? Îl iau în spinare, mă duc cu el în brațe, până la portbagajul mașinii. Chestia asta cu geamantanul este pe teritoriul României, și aduc aminte, mai ales polițiștii, colegii mei pe care îi salut, cum culegeam noi, cred că vreo 4 geamantane am cules din râul Colentina, afluenții lacului, da, în care erau numai cetățeni chinezi. Mafia chineză prostea din China pe potentații cu bani să vină pe aici, că închiriază bulevard întregi și își deschid afaceri, etc. Și când naivii ăia au venit, veneau pe rând cu banii, pentru că se lăsa ideea. Plecau în geamantan. Plecau în geamantan, îi lichidau chinezii de aici. Da. Și deci această chestiune este o ieșire de necesitate. L-am mierlit, zdup cu el în portbagaj, pac la portbagajul mașinii și apoi aruncarea în... Așa și cu fata asta. Polițiștii au fost aproape și printr-un joc al hazardului. Există un martor care s-a oprit văzând flăcările și le descrie omul ca fiind numai mari de 40-50 de centimetri. Deci doar se pusese focul. El s-a inițiat pe urmă, dar atunci la început, până când benzina gazificată a luat foc, 40-50 de centimetri. Treaba aceasta coincide cu un camion care se afla pe dreapta la nici mai mult de 2 metri de șanțul respectiv în care ardea acest geamantan și în care nu era nimeni. Deci persoana respectivă este posibil să fie cea care a incendiat, a dus cadavrul și așa mai departe, cea care ține de camion. Pentru că pormă oprește și alții, vin, filmează, se amestecă, se face busculadă și pe fondul acesta dispare camionul. Sunt lucruri frumoase, au fost foarte aproape și sunt în continuare colegii în posesia datelor, informațiilor despre care nu putem vorbi și le urez succes să-l găsim până tărău ăsta nenorocit care a realizat crimă atroce și să-și ia închisoarea aia pe viață mult promisă. Ăștia nu mai trebuie, domnule, să intre la recursuri, la fel de fel de apeluri, la fel de fel de clemențe, câtă vreme și-au dat dovada. Și știm ca psihologi că sunt irecuperabili acești indivizi capabili de astfel de fapte. Să stea acolo ca să poată exercițiul îndreptării lor, educării lor, exercițiul tratamentelor psihiatrice și medicale, să mai treacă pe la biserică, să se mai căiască puțin, să știe ce e viața, ce e păcatul și celelalte, și pentru asta îi trebuie 30 de ani. Nu 99 ca în America, dar 30 ar fi bun. Ați făcut referire la cazul din Bulgaria, să îți spun și ție om bun. Pe 3 octombrie 2020 este descoperit în Bulgaria, pe teritoriul Bulgariei, în condiții perfect identice cu cele din România, din județul Giurgiu, cadavrul unei tinere. O tânără de 30 de ani, Antonia Ventsislova,
Wenceslovova, da? Care era dată dispărută de pe data de 7 ianuarie 2020. Deci aproape un an. Vedeți, da? Vedeți 11 că suntem pe felie când caracterizăm acest climat. Un an de zile n-a știut nimeni de ea. Păi cum să știi când în momentul în care intri sub cheie, ești de sub cheie. Prestezi, intri sub cheie. Faci cea mai mică mișcare, da, ți-ai bătaie. Vrei să fii umilită de mai mulți care au raporturi intime cu tine în sistemele astea de poștă, nu? De pe stradă, când înțelege lumea, te transformi într-o legumă. Da, este o lume a tenebrelor absolut... Absolut, sigur că da. Și sinistră. Uite că ne trebuie nouă ca societate câte o crimă atroce ca să ne trezim. Păi trebuie să ne trezim, să ne corectăm din foarte multe, multe aspecte ale vieții pe care, într-o somnolență din asta, noi am văzut societatea occidentală. Ochii noștri ca la răsăritul de soare de la Mamaia. Stai bă că până ajunge acolo trebuie să faci o deratizare morală, economică, de conștiință. Ok. Să spunem că e o chestie care mă intrigă, domn profesor. Ceea ce vreau să vă spun acum. În timp ce ai noștri, vorbesc de oamenii de aici, anunță imediat cazul, polițiștii bulgari o fac la mai bine de o lună distanță. Până acum, până în noiembrie, începutul lui noiembrie, au ținut acest lucru la setar. Abia acum au făcut public acest caz, repet, de o atrocitate ieșită din comun, copy-paste cu cel din România, tânăra care a fost ucisă, pusă într-o valiză, incendiată, repet, în Bulgaria, pe 3 octombrie 2020. Se declanșează astfel de acțiuni datorită mimetismului profesional, colaborării dintre poliție, etc. Și în Bulgaria, făptuitorul nu e prins. Da, da, e același mod de operare. Da. Și probabil că s-au rostogolit lucrurile în speranța unei cooperări fructuoase și ea trebuie în continuare să fie această speranță, să se miște cu datele și cu informațiile, câtă vreme nici făptuitorul de aici nu este încă identificat. Sunt lucruri frumoase. Mie îmi place ce faptul că se cooperează, iată, după amprenta care ne vine tocmai de afară, din Spania. Felicitări tuturor polițiilor și faptului că băieții noștri se instruiesc. Dom'le, eu predându-le lor, am o altă modalitate de a mă raporta la aceste realități. Predând ca invitat la Academia de Poliție, predând la facultățile de drept, de psihologie, avem niște tineri atât de entuziaști, atât de curioși, ăștia vor să-și facă lucrările de licență numai la mine. La psihologie judiciară, criminalistică, analiză comportamentală. Voi, fraților, voi terminați facultatea de drept, făceți-vă lucrările la penal, la proceduri, la... Nu, noi aici vrem. Și sigur că trebuie să temporizez și să filtrez și așa mai departe. Dar vreau ca să transmit această notă de optimism telespectatorilor noștri, să încurajez familiile acestor tineri care vor deveni polițiști, să încurajez pe șefilor că vor avea promoții bine pregătite, sigur, fără a excepta cazurile unora care, că eu întorc foaia imediat, care cred că intră în poliție la o vacă de muls, să mulgă ei vaca, poliția asta, nu e mă nene, îți dă un picior de sat și dinții din gură vaca asta și îți răstoarnă și găleata cu lapte. Adică, au luat exemplele cele mai nenorocite. Mă fac polițist, o să lucrez la rutier, iau șpag. Păi și ne-i pun la cap. Și cu ocazia asta fac din nou o invitație ministrului, ministerului să-și intensifice întărirea, fortificarea compartimentelor speciale anticorupție, cu senzorii de integritate, cu toată lumea. Nu vreau să merg mai departe. Dar în America e jale. Poliția, vă spun eu că știu bine lucrurile acestea și nu le știu așa de lăutărește. Există poliția, poliției, da? Absolut incoruptibil. Și când e vreunul din ăsta care și la ei, prin firea umană, patinează vai pe gheață, își ia 99 de ani de pușcărie. A terminat. Da. O să revenim și asupra acestor 99 de ani de închisoare. N-am mai vorbit în emisiunea noastră, dar hai să ne întoarcem puțin la modul în care a murit această nefericită de 32 de ani. Sunt tot felul de speculații, tot felul de afirmații, care de care, iertați-mă o secundă, vorbesc de presă, nu citesc sursele, sunt jurnaliști care spun pe surse că tânăra ar fi murit în urma unui șoc hemoragic, că ar fi fost ucisă în timpul unui act sexual, strangulată,
Sunt alții care spun că ar fi fost bătută și de la bătaia sură cu moartea a ajuns să treacă în lumea cealaltă. Pe unde ar fi adevărul? Păi ce se întâmplă? Ziariștii noștri, repet, foarte inteligenți, foarte, foarte abili, văd că nu se mai desprind de fața locului unde mai găsesc ei lucrurile, interpretează și așa mai departe. Datorită inteligenței și creativității pot lansa scenarii de toate felurile. Și eu m-aș lansa în astfel de chestiuni cu mare plăcere, dar întreaga mea viață am avut într-o singură mână toate categoriile de expertize, dosarul integral, declarațiile martorilor, reconstituirile, confruntările, etc., ca să pot apoi să am material pentru a mă lansa într-o investigație pe poligraf. Până și romanul dumneavoastră memorialistic, Moara fără noroc, face referire la fapte reale. Faptele sunt absolut reale, da. Pentru că eu fac așa o mărturisire să mai ne relaxăm cu telespectatorii. Cred că eram printre a 10-a și la cercul de literatură, toată lumea din generația noastră știe despre ce e vorba, ne găsisem noi în liceu, dragă Simionescu, câțiva poeți și scriitori. Eu normal, pe scritura polițienească, mă chitisem. Las la o parte faptul că în cercul ăsta de literatură era și o fată foarte frumoasă, care îmi plăcea mie. Era voleibalistă, făcea volei pe undeva. Și cum s-o combin decât făcând parte din cerc. Și iată-ne noi după amiaza cu un nemaipomenit profesor de literatură, citindu-ne creațiile. Și încep și eu să-mi citesc, dragă Emile, că vreau să fac diferența, să citesc ce făcusem eu. Și eu acolo făcusem rost de doi spioni care veniseră evident din Occident, ce să facă ei, să arunce în aer barajul de la porțile de fier, cu tare, cu tare, cu tare. Și pe măsură ce citeam eu asta și descriam o scenă în care ei coboară la Orșova, se duc la restaurant să mănânce, cu tare, profesorul zice, Tudorele, bă, stai puțin, ce fac ăștia ai tăi? Păi acum se acomodează cu zona, sunt la masă. Păi coboară-i, bă, din tren prima dată, că i-aveai în tren. Coboară-i din tren. N-am mai călcat pe acolo, combinația mea a ieșit cu alte manevre. Asta nu v-am piedicat peste ani, da. Să scrieți o cartă fără. Însă a trebuit să scriu și fiecare dintre întâmplările din Moara fără noroc au temelie reală, cu fapte și întâmplări din viața personală a mea și a polițiștilor de la capitală, din confruntările noastre, și scrisă tot pentru ei, pentru studenți, pentru masteranți, să vadă cum se făceau anchetele, să vadă analiza comportamentală a celui din fața noastră, cum făceam probele, repet copii, probe. În momentul în care ai probe, meciul este jucat, procurorul poate să facă un rechizitoriu convingător, instanța să-și creeze convingerea intimă că lucrurile în fapt și drept sunt așa cum le prezintă procurorul. Vă provoc la un salt în trecut. V-ați lovit în carieră de un astfel de caz? Da, am avut cazuri de genul acesta și altele, repet, domnul Simionescu, mai complicate pentru echipa de la capitală. Păi există acum niște oameni care poate ne privesc. Există, spre exemplu, un mare criminalist, îmi pare rău că nu apare prin zonă, se numește Valentin Moise. A fost șeful serviciului criminalistic de la Gara de Nord o viață întreagă. Păi dacă nici Valentin nu s-a izbit de toată pegra și de toate nenorocirile și de toate crimele realizate în zona Gării de Nord într-o viață, atunci cine? Și mulți, care ar trebui și chiar indemn să vină în emisiunile dumneavoastră aici. Și mai ales să îndemn să se ducă la școlile de poliție să predea și să facă analize de caz. Tinerii ăștia sunt dornici, domne, după imagine și legende. Ei știu așa din aparatul nostru cam care au fost persoanele, personalitățile respective. Dar ar vrea să-i vadă în carne și oase, să le pună întrebări, să intre în detalii. Las la o parte, să atingă. Las la o parte faptul că și treaba asta o fac pentru sindicatele noastre, unde sunt niște oameni foarte devotați. Există aceste legende lăsate într-un cont de umbră impardonabil. Da. Mari criminaliști, coloniei de poliție judiciară cu fapte la revers. Care, din păcate, sunt taximetriști. N-am nimic cu meseria asta, dar aleargă la bătrânețe acum, taximetre.
Și altele, unii lucrează prin firme private, prin... În sfârșit, ar trebui scuturat așa puțin sacul valorilor, pentru că criminalistica, medicina legală, psihologia judiciară, analiza comportamentală sunt temeiul actului de dreptate și al realizării adevărului, fără de care nu puteți să faceți absolut nimic. Domnule profesor, vă mai provoc la ceva. Ce facem cu astfel de nenorociți? E pedepsa cu închisoarea pe viață o soluție? Domnule, ar trebui să fim foarte duri și să terminăm odată, să curățăm țara asta de astfel de lichele, astfel de... Pedeapsa cu închisoarea pe viață este o pedeapsă in extremis. Sigur că nimeni nu-și dorește ca confrați de ai noștri să aibă asemenea soartă extrem de tristă, dar în rolul pedepsei, domnul Simionescu, apare prima cerință, izolarea elementului periculos. Păi, îl izolezi sau nu îl izolezi? Vorba asta de pe la Caterinca. Ești băiat sau nu ești băiat? Îl izolezi sau nu îl izolezi? Îl izolezi când rămâne 30 de ani în pușcărie, punct. Mai departe, intimidarea pretabililor. Adică acele persoane, tineri, având aceleași tare, aceleași pulsiuni și așa mai departe, mânați intern ca motivație să facă la fel. De aceleași pulsiuni. Sigur, aceleași pulsiuni, foarte frumos a spus, diorul, tâlhării, omor și așa mai departe, să stea puțin în bob zăbavă, să fie intimidați de astfel de pedeapsă. Dacă știe că se duce la pension, nu are niciun fel de frână, dar dacă știe că se duce într-un sistem de recluziune, departe de notele lui Le Sefer, așa, se intimidează omul. Adică chiar să simtă că face închisoare. Că este pedepsit pentru ceea ce a făcut. Pe locul 3 fixăm satisfacția adusă victimei. O satisfacție care întârzie să apară. Această satisfacție... Pentru că victima nu e băgată în seamă. Nu e băgată în seamă, sigur că da. Stau unii... Dom'le, avem partener strategic. Acest partener îl constituie Statele Unite ale Americii. Sigur că sunt multe lucruri bune, multe lucruri rele și pe acolo, prin America. Eu am avut discuții la cel mai înalt nivel cu FBI-iști, cu șerifi, cu directori de direcție, cu poliție. Am fost și eu într-o câtva pe aici băgat în seamă că am condus direcția de strategie din Ministerul de Interne într-o anume perioadă. Chiar am și înființat-o, direcția de strategie a acestui minister. Și am găsit acolo niște oameni de o factură extraordinară. Și îmi povesteau, domne, din punct de vedere al satisfacției pentru noi, cetățeanul, este totul. Vrem aplauzele comunității, pentru că ei, să fii șerif acolo, te alege comunitatea, în sfârșit sunt alte chestiuni de genul acesta. Păi ei ajung la situația în care condamnatul la moarte prin scaun electric sau injecție letală își găsește sfârșitul într-o încăpere, iar de dincolo, prin oglinda cu dublu sens, 12, 14, 16 persoane, rudele fetei, frații, copii. Cei care au suferit de pe urma actelor comise de un nenorocit. Privesc acest supliciu. Da. Nu că ar fi oamenii cu ochii mari către partea aceasta de supliciu a condamnatului, dar se echilibrează scorul cu societatea. În dosul oglinzii ăștia în care vedem un criminal atroce pedepsit prin injecție letală și-a de toată America și are satisfacția că s-a făcut dreptate. Ok, nu mă driblați și vă rog să-mi răspundeți la întrebare. Care? Ce facem cu nenorociții ăștia? Trebuie să umblăm așa cum văd pe bună dreptate că factorul politic de la noi intenționează, începând cu domnul președinte, cu partidele politice, indiferent de orientare, am văzut ca o largă deschidere, să modifice codurile penale și de procedură penală. Dar la această modificare, ascultați-mă, chemați-mă oameni care au jucat meciurile astea. Nu vă adunați voi niște profesori universitari? N-am niciun fel de problemă, dar de la a citi din cărțile mele și
a participa la confruntarea cu criminalul în serie, e o distanță uriașă, mâine, Nică. Chemați-i pe ăștia care au prins ei cu mâna lor criminali în serie, care le-au probat faptele, care sunt capabili să scoată în evidență inadvertențele, greutățile acestei munci. Numai ei vor putea să armonizeze viața cu cartea. Pentru că viața bate orice fel de carte. M-am apucat acolo la bătrânețe să-mi rescriu cursuri, să știu studenții că au apărut la sfârșitul iulie toate, interogatoriu, tratatul de criminalistică, criminali în serie, comportamentele simulate și așa mai departe, suicidul, se găsesc aceste cărți, nu vreau să fac reclama nimănui, pentru că se găsesc, se epuizează, iar se epuizează. Despre toate aceste fapte, toate aceste blestemății, om bun care se petrec, din păcate, sub ochii noștri, faptele înșiruite de domn profesor, suicid, crima atroce, asasinate mai multe, asasinate la comandă, tâlhării, furturi, prostituție, proxenetism, Dumnezeule, sunt atât de multe și, din păcate, le trăim aici, în plin secol 21. Despre toate astea vom vorbi în emisiunile viitoare. Om bun, te aștept în fiecare joi la ora 23, aici, în platoul Psihologia Crimei. Până atunci, oriunde te-ai afla, rămâi cu mine.